Dacă aveam fundație Bunurai, trânteam eu și ta sus de toată frumusețea. Tot azi noapte, dar unde te iei... Nu-i timpul trecut să... Spui că ai lucru. Asta, până la prima. Că deja i-am lăsat. De-aia am și lăsat asta, nu i-am lăsat de prost. Asta ar veni balconul aici. Doi, un stil colo, un stil colo, pot sus și vedem. Unde ar veni balconul? Stai așa? În locul acoperișului. A, dar e lăsatul alea. A, tu te gândești în viitor așa. Nu. Câinele mai e pe aici? Bruce Lee! A, e pe aici. Bun, spui că... Ai lucrat noaptea? I-am lăsat și pe el fără casă. Pe cine? Pe Bruce Lee. De ce? Păi am băgat generatorul. Când aveau ce să... Ce, ai dărmași casa câinilei? Nu, i-a luat cu toate. Și unde dorme? El doarme în lata în care băgam noi rufele. Și noi ținem rufele în pat. Păi că ai lucrat noaptea, că ce s-a întâmplat? Cum? Noaptea pentru că s-auzea că plouă astăzi. Și zic, Ramonu, ne apucăm în seara asta și facem ca lumea, că zic, mâine dacă plouă noaptea, să facem nimic. Mâine când o plouă, bani să avem acoperișul făcut în veliș și să stăm liniștit. Să-ți mi-a luat un generator electric. La palat acum. Dar am două becuri economice. Cum? Care e generatorul? Imediat. Dacă mă așteptați un pic, să-l și desfac. Hai, rămâne, așteptă-mă tu un pic, că sunt cu piciorul ăsta cam mediat și ăsta cam prost. Da, lecul. Poți să-l mai pui la loc după aia, nu? Da, cum să nu? Dar nu-l mai pun, mai așa pe ăsta, mai erisească. Asta e cabla care a fost pe casă. Dar știți de ce fac așa chestia asta? Da. Nu cumva să fie noaptea, că vrea vreunul să vină și-l fure, nu poate pentru că-ți drângă e tablă și ies afară. Ca o alarmă. Imediat. Asta rămâne. Un cadou cu să-i mai pui fundă. Bruzi, aici se lucrează, nu se doarme. Tu ce faci? Dezvelirea. E fericit și el. Dacă vreți, vă arăt cum funcționează. Uitați-l. Să scoatem afară. Ia uitați-l. Ce frumos este. Ia, vină mai încoa un pic, că nu mi-ajunge ăsta. Bun, care-i povestea cu generatorul ăsta? Unde l-ai? Am lucrat amândoi cu ziua. La un doctor aici. Am lucrat amândoi cu ziua la... Scoate tu becul ăla de acolo, trage de fir după ăla. Am lucrat amândoi cu ziua la un doctor aici, în ceptură, la cules de struguri. Așa, așa bun. Și am luat amândoi 3 milioane. Și cu pensia care am mai luat-o și Ramona, a costat ăsta 372 de lei. 3.720.000. Aveai de mult ideea asta să-ți unge? Aveam de mult ideea, dar asta vara am mai dat noi tercola și n-am avut bani. Generatorul și... Uitați, aici se bagă benzina. Uitați. Așa? Aici indicatorul indică când are benzină sau când se termină. Știți? Altă viață cu generatorul ăsta, nu? Ai, cum să nu? Păi, dar am căldură, nu căldură, că nu fac căldură cu el, că e vorba de benzină. Că poți să fac și căldură cu el. Poți să fac un radiator, știți? Păi cum? Să n-ai răpești cu nu? Nu, săr. Pune la înapoi mai repede. N-ai de ce să săr. Uitați. Așa? Imediat vă arăt cum funcționează. Generatorul. Da, generatorul. Să vedeți, nevastă, acolo totdeauna eu când pornez, nu trebuie să fie cuplat în curent. Așa scrie în cartea lui. Are un buton, uite, are... singur să... Da? Asta? Da? Sau, ce-o fost aici, așa? Are un buton aici, ăsta e șocul. Așa. Se pune piciorul aici și se face amorsare întâi. Și acum se trage. După ce se pornește, se trage la curent, la cablu, se bagă stecherul aici în priză. Se aprinde lumina. Și mai am un bec în formă de spirală înăuntru. De când a mai fost lumina aici? De când ai dărâmat-o pe prima? În 2002. Am reușit să bag pe bază de benzină, pe ecologie. Ecologic. Da. Nu, eu știam, practic, că mai lucra cu generator. Aveai experiență. Aveam experiență, că are cineva un generator, după un urlat, care a mai fost pe la muncă, pe la el, și mi-a zis, uite, bă, dacă ți iei unul de ăsta să știi tu, zice, uite, benzină îți trebuie. Și să știți că a fost acum, am mâncat azi noapte mai mult, că niciodată nu am ținut ca azi noapte până dimineața. De regulă țineam 2, 3, 4 ore cel mult pe seara. Seara, așa, când vine atât, seara. Atât. Dar... Cu rezervor de 4 litri de benzină am mers 7 zile cu două becuri economice. Doar că face un pic de gălăgie, dar v-ați obișnuit, nu? Nu mă deranjează. Te deranjează? Pui unui covie să-l pui la mancă. Important e că... Ei sunt vecin, băiatul ăsta, dragă, ești
încearcă să-l bagi în sterlă, mă, și nu se mai aude gălăgia. Zic că îți dai seama când o grăsunaie cu oula și se aude de acolo. Asta mai trebuie să bagi generatorul în sterlă. Nu, dar nu-l bag. La iarnă, de-aia am venit cu asta mai mult chipul. Mă gândeam să mai vin un pic, dacă aș mai găsi niște pătrați, să mai lungesc până pe aici, să-l bag și pe el la iarnă, când plouă și când bate vântul, cu tot cu masa, să-l pun cumva aici. Știți? Să nu mai, da, să nu mai stea în ploaie, că să vedem în ploaie, că trebuie să-i fac împământare. Oh. El are, uitați, dar firul ăsta are un fir aici unde are împământare. Eu nu i-am făcut-o, ce că pentru ploaie, dar pun niște scânduri uscate și poate nu mai ploua, că nu tot genul.